Consiliul local al municipiului Călăraș a fost convocat în ședință extraordinară luni 10 mai, începând cu ora 16:30. Pe ordinea de zi s-a aflat un singur proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călăraș pe anul 2021. Proiectul a fost aprobat cu majoritatea de voturi. Hristos a înviat! Adevărat! Dați-mi voie să supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Unanimitate. Împotriva abținerii, unanimitate. Da. Pentru început, permiteți-mi să dau cuvântul doamnei Naia Valentina spre a face câteva precizări cuvenite asupra proiectului de ordine de zi propus pentru astăzi. De până ne lămurește doamna Naie, aș vrea să vă spun și eu câteva cuvinte. Vorbesc în numele grupului PNL din Consiliul Local. Și vreau să vă spun că suntem de acord să susținem acordarea sumelor către persoanele implicate în lupta asta COVID. Sunt cadre medicale, oameni, mă rog, care au făcut tot felul de eforturi ca să trecem peste această perioadă. Nu înțelegem, în schimb, graba în care trebuie să aprobate suplimentări de cheltuieli servicii pentru diferite direcții ale serviciilor primăriei, pentru că, cu siguranță, aceste servicii sunt finanțate până la ședința noastră ordinară. Pentru chestiunile astea aș vrea să ne răspundeți de ce ați făcut și de ce considerați că este o urgență restul modificărilor pe care le-ați făcut la un buget pe care știți că foarte bine l-am votat și noi, tocmai pentru ca să meargă treaba bine, dar la două săptămâni și rectificați deja. Nu înțelegem graba, nu înțelegem de ce faceți acest lucru și de asemenea v-am rugat să ne explicați pe capitole, subcapitole, articole aliniate, anumite sume la bunuri și servicii, e ceva prea general și aș vrea cineva să ne explice doamna Naie. Dar înainte de a intra doamna Naie, v-aș ruga pe dumneavoastră să ne explicați. Păi spuneți-ne ce s-a modificat dumneavoastră, dacă este la serviciile. Dați-ne clar, cu subiect și predicat, domnule, la serviciul ăla s-a modificat nu știu ce. Sau în partea, nu știu, păi care s-a modificat nu știu ce. Acum, adică nu știu, dar spuneți-ne dumneavoastră. Deci, ce vă interesează? Nu, toate mă interesează. Deci, în afară, da. Nu sări peste o mâncă, să ideea este că aveam rugămintea la dumneavoastră, domnul primar, să ne explicați urgența. Nu spuneți-mi urgența. Intrăm și în subiecte pe coloane și pe capitole, sub capitole, să ne explicați. De moment. Să vă spunem noi, avem o coloană aici, care apare. Vă rog, doamna. Vă rog, doamna, mai explicați noastră, ca să faceți parte din recepție. Păi, domnul primar, să iau cu începutul, cu primul capitol, nu? La capitolul 51, după cum vedeți, la bunuri și servicii, se suplimentează cu suma de 157.000, datorită încheierii între timpul anumitor contracte și sigur vor mai fi și alte contracte de asistență tehnică, de mentenanțe. Avem ședință de Consiliu în două săptămâni sau ceva de genul. Ce urgență e treaba asta? Ca să încheiem contractele respective. Am întâlnit-vă că pe vremea dumneavoastră toate rectificările de buget se făceau numai în ședințe extraordinare. Doamna, 644.000 este pentru proiectul european Sistem Integrat pentru Simplificare Procedurilor Administrative și Reducerea Birocrației. Deci este în plină desfășurare acest proiect. Așteptăm factura mâine, poimâine, deci nu puteam să... ca să putem depune după aceea și noi cererea de rambursare, să ne primim bani. La cotizații, la capitolul 54, suma de 400.000, știți foarte bine că pentru ADI Ecoacqua, nici anul trecut nu s-a depus nicio sumă, nici anul acesta. Trebuie să plătim cotizația aferentă anului 2020. Păi nu știam asta când am făcut bugetul. Asta spune Viorel. Dar ce era să punem mai întâi în bugetul? Nu. Deci asta, asta era... spune el. Nu spune așa. Pentru că am făcut analiză ce bani au intrat din cele de finanțare care ne-au venit. Da? Și am zis așa, haideți mai repede să plătim acest, că nu stăm în loc să plătim acum cotizația. Dar am zis, dacă plătim
pentru anul trecut, da, câștigăm anul ăsta. Până la 31 mai, și dacă plătim până la 31 mai, ați înțeles? Ne scutește. Deci am făcut analiza că am avut bani și atunci am zis hai să plătim ca să scăpăm de anul ăsta, asta să nu mai plătim. Asta e o sumă previzionată. Prin urmare este ăsta deja. Nu stăteam în loc să dăm bani, dacă nu aveam. Nu să nici măcar să scăpăm de un bani. Dar scutim 380 de mii. Hai mă la pânză. Nu știai tu de înainte de să dăm bani? Poliția locală avem 40 de mii pentru echipamente. De ani de zile nu s-au luat bucanci, uniforme și așa. La capitolul 65, singura modificare este cea de 25 de mii pentru reabilitare termică proiectului european de la Liceul Mihai Eminescu, 25 de mii. Apoi, la sănătate sunt cele 296 de mii pentru plata medicilor, asistentelor, din centrele, cele două centre COVID. Mâine se vor face ordine de plată. Fetele care au operat... Suntem în centrele... Da, și simți că asta nu discutăm. Da. Nu discutăm asta. Da. E de bun simț. Dar în proiectul de hotărâre pe care l-am primit pe mail vineri, erau altele sumele. Adică spuneți-mi unde anume și eu vă spun. Unde anume ați sesizat diferența? Păi asta 296 erau în altă parte. Erau la ordine publică, puse trecute greșit, probabil. Da, trecut greșit. Da, din cauza... O eroare de... Da, scoreți-mi. Suma de 296 erau de capitolul 66, era la capitolul 67. La capitolul 67 intervin anumite modificări, și anume... pentru lucrări de îndepărtare vegetație, serviciul pavaje spații verzi. Deci ne mai putem face față cu utilajele, cu oamenii pe care le au. Deci se adaugă suma de 100 de mii în vederea efectuării acestor lucrări. Deci încheierii contractului și externalizării, cum ar fi. La amenajare locuri de joacă, în bugetul inițial au fost prinse 320 de mii. Pe bunuri și servicii. Respectiv, mai jos, vedeți 480 de mii la cheltuieli de capital. Cele 320 cu 480 se fac 800 de mii și le veți regăsi defalcate mai jos pe parcuri. Întrucât au ieșit devizele, deci avem devize 460 pe parcul central, 65, pardon, florilor 140, 203 bin, 69 parcul Năvodari, deci astea deci vor face... Ce-i drept? Cu puțin mai mult decât cele 800, o să fac 820 ca să le ajutați. Mai departe, la biserici nu, la Ziua Internațională a Copilului, 20 era suma insuficient, dar bine, nu se știe, sunt prevederi bugetare, nu se știe dacă se vor cheltui 40. Noi am zis, în 1 iunie mai vedem, de se fac 40. La capitolul 68, și aici nu ați avut dumneavoastră prins în prima, deci vineri, la bugetul transmis, se iau, se diminuează cu 8.000 de lei bunuri și servicii de la aparatul propriu al Direcției de Asistență și se adaugă 8.000, pardon, aceeași sumă, la adăpostul de noapte, pentru că e aici la director, are de plătit o factură de utilități. Da. Deci 8.000 dintr-o parte, în alta, pe total, influența este 0. La capitolul 70, la antemăsurător de vize, servicii de asistență tehnică antemăsurător de vize, la 40.000, deci se mai adaugă 40. Întrucât ianuarie, aprilie, până la aprobarea bugetului, deja s-au consumat peste 20 și ceva de mii, da? Trebuie să asigurăm... nu știu dacă până la sfârșitul anului, probabil până septembrie-octombrie, se mai adaugă suma de 40. La eliberare și pregătire teren pentru implementarea proiectului regenerarea spațiului urban din municipiul Călăraș, prin amenajarea spațiilor verzi din zona V și a spațiilor, și a spațiului verde zona Navro. După cum vedeți, suma este 50.000. E tot așa, previzionat. E posibil să fie 30, 40... dar trebuie demarat neapărat această operație. Deci să înțelegem că previziunile astea sunt o urgență și trebuia introduce, că asta e întrebarea, nu? Trebuie eliberat în această ședință extraordinară. Asta este viziunea executivului. Da. Ok, mai departe, doamna. La cimitirul eroilor, bănci de meditație și rezistență. La fel, deci trebuie demarată procedura și nu erau decât 20, devizul e de 68.
Deci după două săptămâni am dat seama că ne mai trebuie și la bănci. Ce să faci? Nu suntem perfect. Deci am mai acum la capitolul 70, am reușit să o fac. Eu întreb. Vă uitați la total. Da, acest total se compune din 40, 50, 48, da? Și 100.000 de la SPCT AFL, de la centrale termice. Deci dumneavoastră vă uitați la total. Okay. Da? Mai departe, că acolo ajunsesem la centrale termice, 100.000. Într-o clipă s-a dat, și domnul director este aici, într-o clipă s-a dat bazinul de not în administrare, cheltuielile cu bunurile și serviciile. Deci sigur peste 100 asta vor mai fi și altele până la sfârșit. Cu siguranță. Da? Mi s-a dat 100.000 la bunurile. Păi și aici aveați bazinul dat de anul trecut. Dar... Ce-am dat anul trecut? Ce-ați dat anul trecut? Nu l-ați dat la centrale termice? Păi și ce? A dat acum, la două zile. Păi nu, dar ce, despre ce vorbim acolo? Păi l-ați dat în folosință? Nu, mă, în administrare spune Viorel, primul. Păi aia era în administrare, tocmai de aia s-au dus banii acolo. Păi nu, dar eu explic, dar de ce nu trebuie să explicăm? Adică, nu ne luăm un pic la mișto așa, deci e clar că bani, da? Bazinul e în administrarea lor, dar ca să poată să funcționeze, trebuie bani. Dacă nu avem sumele respective, nu putem să-i dăm drumul, așa cum am spus. Dar dacă nu vrem să-i dăm drumul, nu am o problemă. Nu-i problemă de asta. Păi, atunci despre ce vorbim? E problemă de urgență, că le băiați. Păi este urgență. O urgență, pentru că dacă se face o rectificare, nu putem să facem o rectificare. Dacă am considerat să băgăm urgență, pentru că la 1 iunie, maxim 15 iunie, trebuie să dăm drumul la bazin, trebuie să avem fondurile respective. Despre ce vorbim? Păi și acum de o săptămână, știi? Poftim? Nu știați? Nu. Pentru că, am chemat Ierbașul, avem ceva de rectificat acolo, oamenii au venit, au rectificat și acum suntem absolut în drum. Tot în cadrul capitolului 70... O întrebare. 70. Avem idee câte bănci sunt în cimitirul ăsta de 68.000 de lei? La fiecare mormă trecută. Nu-i vorba numai de... Păi, dau eu. Deci, mai vin și canapele de veche, unde s-a adăstrezi. Stânga sunt două canapele de veche. Dar aici intră, în această sumă, intră și reabilitarea, ați văzut, monumentului, cel care e central, monumentul de centru, și toate crucile, și împrejmuirea cimitirului, că s-au furat la acolo. Avem devizul, dacă doriți iluminatul. Păi nu, dar spuneți altceva. Dar eu, pentru că cunosc foarte bine, că e din 2010, ne luptăm să punem în funcțiune. De acord cu dumneavoastră. Nu contestăm treaba asta, mai ales că știu că vă pricepeți. Dar aici scrie altceva. Bănci de meditație, punct. Nu, și cimitirul e prins, să știți. Am prins, deci inițial, scrie reabilitarea cimitirului eroilor, să știți. Sigur, eu... Scrie bănci de veche, dar intră mai multe. La servicii dirigenție de șantier pentru instalații electrice, încă 30.000. Se adaugă ca poziție bugetară extindere rețea electrică de interes public zona Alea Dumbrava Minunată municipiul Călăraș, 128.000. Și atât până la capitolul 84. La 84 pentru spațiile verzi, activitatea de drumuri, se adaugă suma de 400.000, de 4 miliarde. Nici pe asta n-ați ținut-o. Acum două săptămâni. Nu, aveam în vedere, dar nu știam cum se așează bugetul și atunci am constatat că ce mai am evaluat că vor veni de la finanțele europene cererile de retragere și atunci am constatat că putem să prindem în poziție, să putem să facem mai multe lucrări de terasa mea. Domnul primar, știți care este problema? Ceea ce face doamna director Naie, am făcut și noi, am citit niște cifre. Data trecută când am discutat și aprobat bugetul, chiar v-am rugat să ne puneți și noi explicații în spatele fundamentare acestui buget. Peste tot există numai la modul general. Nu cred că este atât de greu în momentul în care aparatul de specialitate face un raport, un necesar, mă rog, cum se numește, poate să și explice pe fiecare capitol, în linii mari, adevărat, ca să putem să înțelegem și noi. Sunt niște cifre zeci, v-am spus și data trecută. Ceea ce ne explică doamna director, am citit și eu. Dar nu știm, de exemplu, la capitolul 84, transportul, la pavaje și spații verzi, spuneți-ne și nouă ce reprezintă bunuri și servicii.
Și doamna director. La capitolul 74, la protecția mediului. Deci nu numai explicația, motivarea, asta vrea ea. Fundamentale. Bă, ce motiv, nene? Se pot spune un devis cu serviciul. Serviciul pavaje spații verzi primește comandă în mod expres de la aparatul primăriei pe, la sesizarea cetățenilor. Pe strada X trebuie intervenit cu piatra. Clarificat, intervenit cu piatra. Deci nu înseamnă că ăștia 400 mâine îi plătim, doamnă, pe toți. Deci nu, poate ăștia 400 în 3 luni îi plătim. Păi numai că doamna trebuie să se aprovizioneze cubic cu știți foarte bine material. Păi nu mai știți. Dacă ați uitat atunci, dacă ați uitat așa. Deci urgența este simplă. Dacă astăzi am avut această oportunitate de a face rectificare, în sensul că au venit banii pentru doctori și tot aparatul medical care deservesc centrele COVID, am considerat că trebuie să facem și noi aceste așezări bugetare pentru a nu mai face să mai stăm încă două săptămâni până la ordinară, pentru că putem să demarăm lucrările și putem să facem ceva pentru oraș. Nu, domnul primar, problema este că puteau fi diferențiate aceste lucruri. Plata personalului medical, într-adevăr, este o urgență. Urgență și alocarea banilor care au venit din fonduri europene nerambursabile. De acord cu dumneavoastră. Dar trebuia făcută o distinție. Păi și nu-i făcută pe capitole. Este punctul meu de vedere, nu trebuie să-l împărtășească toată lumea. Eu consider că ni se forțează mâna. Ce nu se forțează de nimic, nu-ți înțeleg. Distinție între urgențele, într-adevăr, trebuia făcută o ședință extraordinară pentru aceste două urgențe. Doamnă, iarba este, iarba e crescută în oraș, este o urgență. Treia să punem bani acolo ca să suplimentăm ce nu poate să facă serviciul public. Cât mai mare să iei mărul în care crește iarba? Nu, dar tocmai, despre ce vorbim? Se urmărește arătarea cu degetul pentru opoziție în cazul în care nu va vota aceste proiecte. Doamne, dacă vreți să votați, bine, am vrea să votați iarba. Asta este. Către cadrele medicale. Deci asta este. Nu vă forțăm nimic, nicio mână. Dacă vreți să votați bine, dacă vreți să nu votați iarăși bine. Nu mai e păcat că venim aici. E bine să folosim Păi asta și fac eu. Eu nu gândesc altceva decât să câștigăm în beneficiu cetățeanului. De parcă acum l-am făcut. Păi, de ce să vorbim? Sunt patru poziții care s-au schimbat în buget. Păi da. Iarba trebuie ridicată, cea care a fost dunsă. Dacă nu e urgență, la mai e urgență, cum să nu? Toată populația spune același lucru, pentru că nu mai crește iarba dacă stă acolo uscată. Este tot, uitați. Nu, și asta e problema, e că iarba sunt întrebușe și sunt multe. Și e urgență. Ea știe că ai cățelul care face preumblări. A făcut și tratament. Eu însumi, deja știu. Două tratamente s-au făcut. Da, trebuie ridicată iarba tăiată și e urgență asta. Asta spune. Și eu m-am uitat, ce cam multe, cam multe, multe scăpări. În cazul în care ar fi o fundamentare, ar fi altceva atunci. Am înțelege despre ce este lucrurile. Cum stau lucrurile. Venim aici și punem întrebări și chiar nu ne lămurim foarte bine, pentru că... Adică ea spune, nimeni nu-i dărea credință, Marius, nimeni nu-i dărea credință. Venim că să facem o treabă. Da. Ca să nu zic vorba. Dacă mai sunt... Permiteți-mi să supun votul dumneavoastră, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călăraș pe anul 2021. Cine este pentru? Au propus să-l votăm pe capitole. Nu, cum a zis ea din aurea, a spus domnule, pentru cei care au prestat COVID. Pe capitole aliniate doar la inițial. Dar legea spune că și la rectificări. Nu ne va. Ba da. Dacă vreți votați pe capitole... Articolul de fapt. Și de fapt este... Legea ne obligă doar la buget inițial să fie votat pe capitole, sub capitole aliniate anexe. Nu exact articolul, dar știu sigur că data trecută când am avut o rectificare bugetară, m-am uitat în obligat. Nu e obligat. Nu este obligat. Bugetul nu făcea distinție între... Dacă se hotărăște și vreți, puteți să le votați și pe liniuțe, nu am nicio problemă, dar nu e obligatoriu. Votați pe cine nu e obligatoriu? Votați cine este pentru votat pe capitole, cine este împotrivă. Aceste propuneri. Cine este pentru
a votat proiectul de hotărâre pe capitole. Deci nu este pentru a vota pe capitole. Da, domnul, că așa e că a votat un articol. Împotrivă? 11 voturi. Bă, ce face? Vă dați împotriva contului fiscal? Atunci supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre privind rectificarea de drepturi al municipiului de Iași. Ăla care l-am eu acasă. Cine este pentru? Nu, că nu ți-l dau. Nu ți-l are la un capitolul cotizat. Domnul Nițe nu participă la capitolul cotizații. De asemenea, fiecare consilier local nu participă la vot în cadrul Consiliului de Administrație, în cadrul unității de învățământ. Bă, dar știu eu mă duc de acolo, dacă tot eu până la pământ. Votul împotrivă, mă rog? Ce-o care-i pecunia? Nu contează, legea... Trei voturi împotrivă. Trei voturi Niță, domnul Călin și domnul Ivanciu. Obține? Și restul a fost pentru, da? Nu, împotriva am și eu. Doamna... Doamna... Și vă rog să specificați în domnul pentru faptul că nu ați fost de acord să votăm pe capitole. Păi cum te se apare procesul verbal, Maria? Domnul Mirescu, cum ați votat? Am votat pentru. Dacă votam pe capitole, voi nu știu. Doar un capitol. Deci trei voturi împotrivă, o abținere și 12 voturi pentru. Bă, dar nu, chiar nu e legal deloc. De ce? Discutarea, pe cum spune Mariana, este cea mai corectă. Și tu n-ai decât de câștigă. Eu nu am înțeles. Exact ce a spus, cum a spus Mariana, formulare. Mă câștigi tu, că aveți că ce generos a fost cu domnului, dar cu restul nu mă interesează. Ce să câștige, mă? Ce să câștige, concret? Asta e politică de partid, domnule. Păi ce politica se face de cetățean care e în cartofii la partid? Da. Nu mai vorbea veteranul de război. Dar toți am venit, pentru că să-i ajută pe urmă. Ca să știți. Ați fi votat niște lucruri. Declar ședința închisă. Oricum e... Politică de partid.